Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și de câteva zile de când am făcut coșulețul în formă de inimioară, mă tot gândesc la un nou proiect, un proiect inedit, un proiect pe care nu l-am văzut pe alte canale de YouTube, însă eu astăzi aș dori să-l încerc cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Pentru aceasta vom avea nevoie de fir alb, eu voi folosi filatul acrilic care poate fi lucrat cu croșetul numărul 3. Apoi voi folosi un pic de fir Bravo, culoare roșie. Acesta normal se lucrează cu croșetul numărul 3, însă eu voi folosi croșetul numărul 2. Vom avea nevoie de carton, o bucată de carton mai gros, după cum vedeți, am ocupat toată imaginea cu el. După care vom avea nevoie de un pix sau un creion, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de lipiciul lichid sau lipiciul la cal, cel de care dispuneți dumneavoastră, și apoi, în funcție ce voi înainta cu lucrul, în funcție de ideile care îmi vor veni, voi pune în descrierea tutorialului ceea ce am folosit. Și, bineînțeles, și dumneavoastră, urmărind tutorialul, veți înțelege ceea ce lucrăm. Voi începe cu firul alb și voi începe cu cercul magic. După acest tutorial voi face pentru doamnele începătoare, pentru că am avut cerințe, voi face un tutorial în care voi explica modul în care se lucrează anumite puncte, modul în care se formează cercul magic și cum începem să lucrăm. Deci, în cercul magic, după cum vedeți, am pus firul aici, vom intra și mai întâi voi face două ochiuri de lanț. Dacă vă amintiți, coșulețul inimioară l-am lucrat cu firul dublu, acum am reușit să găsesc un filat mai gros. După aceste două ochiuri de lanț vom face patru piciorușe duble înalte. Vom lua de două ori firul pe croșet, intrăm în cercul magic și vom face aceste piciorușe duble înalte. Deci 4. Cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu înalt, voi continua cu patru piciorușe duble. Practic vom face inimioara cu care am început coșulețul. Deci avem 1, 2, 3, 4, cel de-al patrulea picioruș dublu. Iar acum voi face două piciorușe triple. Deci voi lua de 3 ori firul pe croșet, voi intra în cercul magic și le voi lucra 1, 2, 3-lea. Deci am făcut primul picioruș triplu, acum îl voi face pe cel de-al doilea. Pentru cine a urmărit tutorialul coșulețului inimioară, își va aduce aminte. Voi continua cu patru piciorușe duble. 1,
2, 3, cel de-al patrulea picioruș dublu, apoi 4 piciorușe duble înalte, deci de două ori firul pe croșet, voi face 4 piciorușe duble înalte, 1, 2, 3, cel de-al patrulea, după care voi face două ochiuri de lanț, și voi închide aici în mijloc cu picioruș alunecat. Acum voi închide și mai bine cercul magic, atât cât mi va permite, să nu fie nici prea strâns, și vom continua. În cele două ochiuri de lanț pe care le-am lucrat la începutul rândului, vom face două piciorușe scurte. Acesta este cel de-al doilea rând al inimioarei. Primul și cel de-al doilea picioruș scurt. După care vom continua lucrând. 3 piciorușe duble înalte, deci în corespondența primelor 3 piciorușe duble înalte, noi vom face 3 piciorușe duble înalte. Am greșit eu aici, trebuie să iau de două ori pe croșet, așa. Deci este primul. Cel de-al doilea, piciorul dublu înalt, acum voi face cel de-al treilea piciorul dublu înalt, iar în corespondența celui de-al patrulea piciorul dublu înalt voi face o mulțire. Deci, două piciorușe duble înalte, în corespondența celui de-al patrulea. În felul acesta. Acum vom continua. În cele patru piciorușe duble din rândul anterior, vom face câte o mulțire. Deci avem prima mulțire, cea de-a doua, acum, cea de-a treia, cea de-a patra mulțire, așa, deci am lucrat cele patru mulțiri de piciorușe duble, iar acum voi continua cu înmulțiri. În următorul picioruș voi face două piciorușe duble înalte, unu, și cel de-al doilea picioruș dublu înalt în corespondența aceluiași picioruș, deci am făcut o nouă mulțire, însă cu piciorușe duble înalte, apoi
voi face în următorul picioruș, voi face din nou două piciorușe duble înalte. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt. În următorul picioruș din nou vom face două piciorușe duble înalte. Astfel vom forma partea de jos a inimioarei. După care voi continua patru înmulțiri în următoarele patru piciorușe duble. Deci vom face în corespondența primului picioruș dublu două piciorușe duble. Deci avem prima înmulțire, apoi cea de-a doua, vom face cea de-a treia înmulțire de picioruș dublu. Cea de-a patra înmulțire. Și am ajuns în corespondența primului dintre cele patru piciorușe duble înalte. Aici, în corespondența acestui picioruș, vom face din nou o înmulțire de picioruș dublu înalt. Deci am luat de două ori firul pe croșet și în corespondența acestui picioruș vom lucra primul picioruș dublu înalt. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt în corespondența aceluiași, deci o înmulțire. Apoi vom continua cu trei piciorușe duble înalte consecutive, fără înmulțiri, deci 1, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, eu sper să vedeți bine, pentru că așa cum știți, laptopul meu este undeva într-o parte și nu reușesc să văd. După care voi face două ochiuri de lanț, 1, 2, și voi închide din nou aici în mijloc cu un picioruș alunecat care nu vrea să iasă, ca de obicei, știți cum se întâmplă la mine. Acum vom continua cel de-al treilea rând. În corespondența celor două piciorușe scurte de la începutul acestui rând, voi face două piciorușe scurte. Primul, cel de-al doilea picioruș scurt, pe măsură ce înaintăm cu lucrul, aranjăm să fie cât mai frumos, să arate cât mai bine. După care vom continua cu patru înmulțiri de piciorușe duble înalte. Deci, în corespondența următoarelor patru piciorușe duble înalte, vom face câte o înmulțire. Și voi începe. Prima înmulțire.
Voi intra în următorul picior și voi face cea de-a doua înmulțire. Voi continua cu cea de-a treia înmulțire. Cea de-a patra mulțire. Cea de-a patra mulțire. După care vom continua cu 5 înmulțiri de piciorușe duble. Deci în următoarele 5 piciorușe noi vom face câte o mulțire. Firul odată pe croșet. Voi intra în primul picioruș, voi face două piciorușe duble în corespondența acestuia. Deci am făcut prima mulțire. Voi continua cu cea de-a doua mulțire. Cea de-a treia. Patra mulțire. Cea de-a cincea mulțire. Deci cea de-a cincea. Voi continua cu 5 piciorușe duble consecutive, fără înmulțiri. 5 piciorușe duble normale. 1, 2, 3, 4. 5 piciorușe duble, deci încet, încet începe să se formeze lucrarea. Voi continua cu 2 piciorușe duble înalte în următoarele 3 piciorușe, deci vor fi 3 mulțiri de piciorușe duble înalte. Prima înmulțire. Cea de-a doua acum. Cea de-a treia mulțire. În cazul în care nu aveți filat acrilic, fir acrilic atât de gros, puteți pune firul Bravo dublu în două, așa cum am făcut eu la coșulețul inimioară. Acum voi continua cu 5 piciorușe duble consecutive. 1, 2, 3, 4. Cel de-al cincelea picioruș dublu. Acum din nou 5 înmulțiri de câte
de piciorușe duble. Deci în următoarele 5 piciorușe vom face câte o mulțire. Și avem prima mulțire, deci ați văzut, am luat doar o singură dată firul pe croșet. Cea de-a doua mulțire. Cea de-a treia mulțire. Patra mulțire. Scuzați zgomotele, îmi cad de aici, de pe masă, pentru că trag cu firul. Cea de-a cincea mulțire, acum, de piciorușe duble. Și voi continua cu patru mulțiri de piciorușe duble înalte. Deci în următoarele patru piciorușe vom face, ați văzut, de două ori firul pe croșet, vom face patru înmulțiri. Deci primul picioruș dublu înalt, cel de-al doilea în corespondența aceluiași picioruș și astfel am realizat prima mulțire. Cea de-a doua înmulțire. Se aranjează încet, încet. Cum voi face cea de-a treia mulțire. Cea de-a patra. Iar acum voi face trei piciorușe scurte. Iar aceste trei piciorușe scurte le vom face pe ochiurile de lanț din rândul anterior. Voi face 1, 2, cel de-al treilea picioruș scurt, voi închide totul aici în mijloc cu picioruș alunecat. Să vedem ce ne-a ieșit până acum. Așa, deci inimioara a ieșit în acest moment. Acum, din nou, vom continua cu un nou rând. În corespondența celor două piciorușe scurte din rândul anterior, vom face piciorușe scurte, două piciorușe scurte. Să intrăm exact unde trebuie. Deci avem 1 și cel de-al doilea. După care vom continua cu piciorușe duble reduse sau, cum se mai spune, o jumătate de picioruș dublu. Luăm firul odată pe croșet, intrăm în primul picioruș, le închidem pe toate trei împreună. Și avem 1, 2, 3 jumătăți de picioruș dublu. În următoarele două vom face câte o mulțire. Deci prima jumătate de picioruș dublu,
În corespondența aceluiași picioruș voi face cea de-a doua jumătate de picioruș dublu. Mă voi deplasa în piciorușul următor, voi face o jumătate de picioruș dublu, după care voi face cea de-a doua jumătate picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. În piciorușul următor voi face două piciorușe duble. 1, cel de-al doilea. În următorul din nou voi face două piciorușe duble. După care voi continua cu jumătăți de picioruș dublu în următoarele piciorușe, fără mulțiri, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, da, perfect, sunt mulțumită, 15, 16 jumătăți de picioruș dublu, în următoarele 1, 2, 3, 4, în următoarele 4 piciorușe vom face piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, după care vom repeta din nou cele 16 jumătăți de picioruș dublu. Lucrez pas cu pas, 4, 5, 6, 7, nouă, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Șaisprezece. Acum vom continua lucrând două mulțiri de piciorușe duble. Deci în următoarele două ochiuri vom face câte două piciorușe duble. Avem prima mulțire. De-a doua mulțire vom continua cu trei mulțiri de jumătăți de picioruș dublu, deci în următoarele trei piciorușe vom face câte două jumătăți de picioruș dublu. Avem prima mulțire. Cea de-a doua mulțire. Cea de-a treia mulțire. Iar acum vom face jumătăți de picioruș dublu. 1. 2. Cea de-a treia jumătate de picioruș dublu. Da, îmi place. Eu sunt mulțumită. După care voi continua cu piciorușe scurte. De data aceasta vor fi trei piciorușe scurte. Vă amintiți că am lucrat partea aceasta trei piciorușe scurte și voi închide totul cu fir alunecat în mijloc. Acum, următorul lucru pe care îl vom face, să vedem cum se prezintă. Da, are forma de inimă, ce spuneți? Da, bine. Acum voi întoarce lucrul, așa cum am făcut și la inimioară, la coșuleț, dacă vă amintiți, voi întoarce lucrul un pic, să nu greșesc, și vom lucra în becloop, însă nu uitați că luăm doar partea din interior și vom face un rând de piciorușe scurte, de jur împrejur. Vedeți? Felul acesta. Becloop. Deci jumătate din picioruș. Piciorușe scurte. Și vom continua singure până la capătul rândului. Continua singure. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Eu am ajuns la capătul rândului. Înainte de a închide rândul, vom pune inimioara noastră cât mai corect pe bucata de carton, iar cu pixul sau cu creionul, cu ceea ce aveți dumneavoastră, vom trasa conturul inimioarei. Vom trasa în felul acesta, pentru că îi vom face suportul din carton, vom avea nevoie de suport, după care, bineînțeles, că vom decupa două părți egale. Cu foarfecul vom tăia. Am decupat cele două bucăți de carton cu forma
inimii, acum le vom pune deoparte, vom închide acest rând cu un picioruș scurt, în felul acesta, după care vom continua lucrând piciorușe scurte și vom face un număr de 4 rânduri de piciorușe scurte lucrate în mod normal. Deci, în afară de piciorușul pe care, de rândul de piciorușe lucrat în beclub, noi vom continua cu alte 4 rânduri de piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 4 rânduri și vom continua lucrarea. Am ajuns la capătul celor 4 rânduri. Acum voi face ultimul picioruș scurt. Voi închide lucrarea, voi scurta firul și voi închide lucrarea. Voi lăsa firul un pic mai lung, în cazul în care voi avea nevoie să unesc aceste două părți ale inimioarei un pic aici, să le pot uni. Acum voi da firul alb deoparte și vom lucra decorațiunile. Deci vom decora practic lucrarea noastră. Aici locul meu unde lucrez este foarte strâmt, de aceea este nevoie să mă mișc un pic în modul în care dumneavoastră să puteți să puteți vedea ceea ce eu lucrez. În acest moment, cu culoarea roșie și croșetul numărul 2, așa cum am spus la început, am făcut un cerc magic. În interiorul acestuia voi face pentru început 2 ochiuri de lanț, 1 și cel de-al doilea. După care voi lucra 3 piciorușe duble înalte, deci am luat de 2 ori firul pe croșet. Voi intra în interiorul cercului magic și voi face primul picioruș dublu înalt, care nu vrea să iasă, dar va ieși, așa, 1, pentru că eu lucrez strâmț, și cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, acum voi continua cu 4 piciorușe duble, deci o singură dată firul pe croșet și voi lucra 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al patrulea picioruș dublu. Sper ca dumneavoastră să vedeți ceea ce eu lucrez. Acum voi lucra din nou un singur picioruș dublu înalt. Am luat de 2 ori firul pe croșet, după cum ați văzut. Din nou voi repeta cele 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, voi strânge un pic cercul magic, voi continua cu 3 piciorușe duble înalte, din nou voi lua firul de 2 ori pe croșet și voi face un număr de 3 piciorușe duble înalte. 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, 1. Acum voi face 2 ochiuri de lanț, voi strânge cercul magic
felul acesta, voi intra exact aici în mijloc și voi închide totul cu picioruș alunecat, după care voi scurta firul și voi închide lucrarea. În felul acesta am obținut o mică inimioară. De ce nu pot să-l închid? Pentru că nu era firul corect. Așa. Am obținut o mică inimioară, după cum vedeți. Acum voi ascunde capetele de fir dedesubt. Eu le ascund cu croșetul. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să le ascundeți cu acul pentru cusut lână. Acestea vor fi parte din decorul lucrării noastre. Acum voi scurta aceste capete de fir. În felul acesta vom face 6-7 inimioare, după cum vedeți. Uitați-vă ce micuță și ce drăgălașă este. Bineînțeles, între timp eu am pregătit celelalte inimioare, le avem aici, toate. Iar acum vom trece să lucrăm câteva frunze. Pentru frunze vom lucra cu același croșet, numărul 2. Voi folosi această culoare de verde și, bineînțeles, vom avea nevoie de un pic din firul metalic, pe care apoi, la ultimul rând al frunzei, îl vom folosi pentru a da stabilitate frunzelor noastre. Voi începe, voi face primul ochi de lanț, în felul acesta. Voi lucra un număr de 18 ochiuri de lanț. Deci acesta este primul. De acum începând, vom număra 18. Avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ochiuri de lanț. Din acest moment, din cel de-al doilea ochi de lanț, vom porni și vom face 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Vom continua lucrând 2 jumătăți de picioruș dublu. Deci am luat firul odată pe croșet, voi intra în ochiul de lanț. Acum am 3 fire și trec cu firul cu croșetul prin toate 3. Deci am lucrat prima jumătate de picioruș dublu, cea de-a doua jumătate de picioruș dublu, voi continua cu 2 piciorușe duble. 1, cel de-al doilea, deci 2 piciorușe duble. Acum voi face 2 piciorușe duble înalte. Am luat firul de 2 ori pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț și voi face primul picioruș dublu înalt. 1, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, 2, voi continua cu 2 piciorușe duble, 1, cel de-al doilea, 2 jumătăți de picioruș dublu, prima jumătate, cea de-a doua jumătate de picioruș dublu. Iar acum vom face piciorușe scurte, care ar trebui să fie număr de 4. 1, 2,
Era în primul loc de început, îl vom face pe cel de-al patrulea, după care ne vom întoarce pe partea cealaltă. În același timp vom prinde și acest capăt de fir. Aici unde am făcut cel de-al patrulea picioruș scurt, în același ochi voi intra și voi face primul picioruș scurt, 1, 2, 3, cel de-al patrulea picioruș scurt, voi abandona acel capăt de fir și voi continua cu două jumătăți de picioruș dublu. Vom repeta ceea ce am lucrat pe partea cealaltă. Deci vom face prima jumătate de picioruș dublu sau picioruș dublu redus, cum se mai numește, cea de-a doua jumătate. Acum voi continua cu două piciorușe duble. 1, 2. Voi continua cu două piciorușe duble înalte. Am luat de două ori firul pe croșet și voi intra în picioruș. În ochiul următor voi face primul picioruș dublu înalt, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea, două jumătăți de picioruș dublu, 1, 2 și vom continua cu piciorușele scurte. 1, 2, iese mai greu. 2, 3 și cel de-al patrulea. Din acest moment, uitați-vă, aceasta este frunza. Din acest moment, noi vom pune acest fir metalic care ne va ajuta să dăm formă frunzei. Vom lăsa o bucățică de fir și apoi vom începe să lucrăm piciorușe scurte, prinzând în același timp și firul metalic. Și vom face în corespondența fiecărui picioruș pe care l-am lucrat până acum, vom face piciorușe scurte, prinzând în același timp și firul metalic. Cu atenție să nu-l tragem prea mult, să ne scape de aici. Dacă este nevoie, îl extragem un pic așa, în afară. Eu explic toate acestea pentru că mă adresez foarte mult doamnelor începătoare. Cineva mai devreme a scris că camera este foarte jos și nu se poate vedea produsul final. Într-adevăr, anumite din produsele finale, fotografiile eu le pun pe pagina grupului de lucru pe care îl am, Tatiana Croșeta și prietenele ei, și la poveste pe Facebook. Acum de foarte puțin timp am descoperit că pot pune fotografiile și pe comunitate. Acolo, pe comunitate, în momentul în care încarc un tutorial, fac fotografie lucrării finale și o prezint. În felul acesta, dumneavoastră puteți vedea cu mai multă exactitate care este produsul final. Eu țin camera jos în felul acesta
pentru că foarte multe dintre dumneavoastră doriți să vedeți exact modul în care lucrez. Eu aș putea foarte bine să așez camera într-o altă poziție, însă atunci, din nou, nu veți fi mulțumite pentru că nu veți putea vedea. Și voi încerca să facă modul în care să împac pe toată lumea, să vadă și produsul final și modul în care se lucrează. Voi continua în felul acesta. Mai era o problemă importantă pe care vroiam să vă spun, sincer, am uitat-o. Îmi va veni probabil în minte după ce voi termina de filmat. Deci voi continua în felul acesta, piciorușe scurte până la capătul rândului. După care vom începe montarea propriu-zisă a lucrării noastre. Eu sper să vă placă, sper să nu fiți prea critice cu mine, pentru că știu că uneori greșesc, nimeni nu este perfect, se întâmplă și la case mai mari. Uitați-vă frunza, deja am realizat-o în felul acesta. Am ajuns și aici la capătul rândului. Voi scurta firul, voi scurta și firul metalic în același timp și voi închide lucrarea. Deocamdată frunzele vor rămâne în această postură, pentru că vom face un număr de 3 frunze în total. Bineînțeles, eu mi le-am pregătit pe celelalte, între timp așa. Voi scurta acest capăt de fir și vom începe să aranjăm lucrarea. Doamnele care urmăresc, uitați-vă că am deja frunzele realizate, eu am chiar 4, nu doar 3. Doamnele care urmăresc de ceva timp canalul meu de YouTube au văzut tutorialul pe care l-am prezentat acum câteva zile, o idee de mărțișor, în care am lucrat o floare asemănătoare a acesteia, doar că era pe culoarea roz. Aceasta roșie v-am prezentat-o înainte de începerea lucrării. Deci vom avea nevoie și de această floare, lucrată în aceeași nuanță de roșu cu inimioarele. Acum eu voi da totul deoparte și voi începe montarea lucrării. După cum vedeți, inimioara aici este pregătită. Cum vă spuneam, am tăiat carton, două bucăți de carton, așa cum ați văzut la început. Le voi introduce, voi așeza bine, pentru a da contur lucrării. Așa cum vă spuneam, mă gândesc la această idee de ceva timp, de când am făcut coșulețul. Așa. Dacă se vede aici, nu vă preocupați, nu este nicio problemă, totul va fi acoperit de decor. Pentru că firul este gros, nu poate fi. Din carton am tăiat aceste două fâșii care au aproximativ înălțimea marginii pe care am lucrat-o. Și acum voi introduce aceste două bucăți de carton de jur împrejur cât va fi nevoie pentru a da stabilitate lucrării noastre. Acesta.
pot așeza cartonul, după care vom așeza cum trebuie. Așa. Acesta. Aceasta este partea un pic mai dificilă, spun eu, unde trebuie să dăm forma finală lucrării. Aici mai am nevoie de o bucățică de carton pe care o voi tăia de aici. Eu deja mi-am pregătit dinainte și voi continua să completez. Voi introduce, după cum vedeți, după așa. Acum voi scurta această bucată de carton. Acesta. Și să spunem că cea mai dificilă parte a lucrării deja am realizat-o. Acum nu urmează decât să întoarcem, vedeți, și să punem un pic în ordine cum trebuie lucrarea noastră. Așa. Aici unde este un pic mai, dacă este un pic mai înalt, voi decupa în felul acesta, să ajungem la paritate, la același nivel. Așa. N-aș vrea să fac vreo greșeală și acum cu acul pentru cusut lână voi închide această parte a lucrării. Va fi un pic mai lung acest tutorial, însă așa cum gândeam, cred că merită totuși. Mi-a ieșit de aici, nicio problemă, o vom aranja din nou. Vom ascunde capătul de fir. Acum, pentru a fixa mai bine cartonul, eu voi aplica un pic de lipici. Eu voi folosi lipiciul lichid. Îmi este mai ușor să-l folosesc pentru că lipește mult mai repede. Și așa cum vă spuneam, voi folosi un pic din lipiciul lichid pentru a fixa bine cartonul, lucrarea noastră. Așa, voi pune un pic de jur împrejur, în felul acesta. Să bine se lipească. Felul acesta. Astfel vom da formă lucrării noastre. După care, din nou, cu lipiciul lichid,
pul, piciul lichid, voi veni deasupra, vă rog să scuzați dacă vedeți mâinile, însă altfel nu pot lucra. Voi pune deasupra și voi aplica celălalt carton în formă de inimioară pe care l-am tăiat, așa cum v-am arătat la început. Ne vom murdări un pic de lipici, însă nu este nicio problemă. Important este ca lucrarea noastră să aibă un aspect care să placă, da? Acum voi lăsa un pic în felul acesta să se usuce bine și voi pune dedesubt ceva să nu murdăresc fața de masă. Voi pune această planșă pe care o folosesc în diferite lucrări. În felul acesta voi întoarce lucrarea noastră și vom începe să decorăm. Și vom decora în felul următor. Aici, în mijloc, vom pune această floare. Dar înainte de aceasta vom aplica frunzulițele. Le vom pune într-o formă în care să ne placă. Fiecare frunză o vom aranja în felul acesta. După care vom scurta aceste capete. Deci vom aranja totul așa. Sper că vedeți și dumneavoastră și voi scurta capetele. La fel voi proceda cu celelalte frunze. Cu lipiciul lichid voi lipi frunzele în modul în care vedeți dumneavoastră, dar nu de tot, voi aplica doar câte un pic de lipici, atât cât să le putem atașa. Cea de-a doua. Cea de-a treia. Să le punem în mod egal. Așa. Iar aici, în mijloc, unde vom masca golul rămas de la cercul magic, pentru că este foarte mare, firul fiind gros, oricât de mult am strânge, acel gol va rămâne. Vom pune acest randafir. Îl vom lipi și pe el. Iar acum, de jur împrejur, vom atașa inimioarele. Din nou, voi folosi același lipici lichid și voi aplica un pic pe inimioare și le vom pune de jur împrejur în modul în care să ornamentăm această lucrare, care la urmă va avea forma unui tort
pe Sfântul, pentru Sfântul Valentin sau pentru 8 martie, pe care îl puteți face cadou unei persoane dragi dumneavoastră. Le voi așeza una cu vârful în sus, una cu vârful în jos, pentru a crea un pic de design divers în felul acesta. Vom așeza de jur împrejur. Vom ține un pic apăsat să se lipească. Voi continua cu celelalte inimioare. Le vom lipi singure, după care ne vom întâlni pentru a continua. Acum voi folosi din aceste mărgeluțe, jumătăți de mărgeluțe de fapt, care se lipesc foarte ușor și le voi aplica din loc în loc pe tortul nostru. Pentru că, așa cum vă spuneam, ați ghicit, este un tort. De fapt, v-am și spus apoi că este tort. Vom decora un pic la plăcerea noastră. Dacă nu aveți astfel de mărgeluțe, puteți pune mărgeluțe obișnuite și după ce vom termina de decorat, voi încerca să fac o privire de ansamblu a întregii lucrări. Eu acum voi decora singură, fiecare va decora în funcție de cum dorește și vă voi prezenta lucrarea finală. Am lăsat camera cât de jos a fost posibil. Vă rog să scuzați că se vede și camera, laptopul. L-am așezat pe un suport pe care l-am făcut din carton gumat. Îl voi întoarce încet, încet să vedeți cum se prezintă. Eu sper să vă placă. Dacă veți folosi mărgeluțe dintre acestea adezive, totuși vă recomand să puneți un pic de lipici, pentru că nu sunt chiar atât de stabile. Eu aceasta am dorit să vă prezint. Sper să vă placă ideea pe care am avut-o. Dacă vă place, sper să lucrați cu drag. Sunt Tatiana Andrieș. Vă rog să lăsați un comentariu, un like pentru lucrarea pe care v-am prezentat-o. La mine este noaptea foarte târziu. Ar trebui să vă spun noapte bună, însă eu voi încărca astăzi dimineață, tutorialul, pentru că deja este marți. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă urez tot binele din lume și vă aștept din nou alături de mine. Sunt Tatiana Andrieș și vă salut!